De multe ori vorbim despre raportul preț-calitate și încercăm să vedem unde este calitatea, unde este prețul, dacă lucrurile astea sunt echilibrate și dacă ne transmit un mesaj corect. Un vin trebuie judecat pe treapta lui de preț. Ce vreau să spun acest lucru? Hai să ne gândim, este cumva exact ca și în box, ați văzut. Categoriile sunt în funcție de greutate, la vinuri în funcție de preț. Și atunci mă gândesc, oare găsesc un campion la un preț bun? Ei, povestea asta putem să o simplificăm în funcție de ceea ce dorim. Depinde ce căutăm. Căutăm un vin pentru cina din seara aceasta? Căutăm un vin pentru a-l oferi cadou cuiva drag? Este pur și simplu o opțiune, o alegere. Bineînțeles că întotdeauna primează alegerea în concordanță cu preparatele gastronomice și atunci încercăm să găsim vinul adecvat și pe valoarea preparatului respectiv. Acum nu că dacă un preparat este mai pretențios, trebuie să găsim și un vin foarte scump. Secretul stă în gust și dacă nu vrem să oferim foarte mult acelei seri, e bine să fim cumpătați și mergem către lucrurile mai simple. E bine dacă avem o aniversare, lucrurile se complică. Ne gândim că trebuie să investim ceva bani și într-un vin efervescent, pentru că nu-i așa? La bucurie vin și vinurile ceva mai scumpe, vinurile efervescente, o șampanie binevenită când e zi de sărbătoare. Ne gândim că începutul unei mese este valabil, nu-i așa, cu un vin alb sau cu un vin roze și vom trage concluziile cu un vin roșu. Totul este să găsim acel raport preț-calitate. Fără nu se poate, fără se poate, o să lăsăm vinul și portofelul să ne judece. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.